După doar două luni de la aplicare, acordului de asociere cu Uniunea Europeană aduce primele rezultate pozitive prin posibilitatea agricultorilor ce s-au conformat standardelor comunitare de a exporta pe piața UE fără taxe vamale. Beneficiile au fost simțite anume de producătorii din sectorul agroindustrial, care este considerat drept cel mai sensibil la liberalizarea comerțului cu UE, arată un studiu realizat de Centrul Analitic Independent Expert Group. Astfel, în primele două luni de la implementarea acordului s-a constatat o creștere a exporturilor de vinuri, mere, prune, struguri de masă, porumb dulce, congelat și cereale. Eliminarea barierelor tarifare din calea exporturilor moldovenești spre UE a avut o importanță deosebită pentru sporirea prezenței produselor autohtone pe piața europeană, dar și valorificarea avantajelor competitive ale Republicii Moldova.